Bună ziua, o nouă stație de la Midland, un nou model, un model gândit pentru România, Alan 52 Multi. Este o surpriză de această dată pentru toți clienții noștri. O să vă prezint în continuare funcțiile de bază ale acestei stații, neintrând prea mult în amănunte. Afișajul de această dată este albastru. Este concepută special pentru a fi montată pe antenă exterioară. Ați văzut acest adaptor. Unul din cabluri pleacă către alimentarea la brichetă, celălalt la antena exterioară. Cu mufele aferente, bineînțeles. O să luăm de la stânga la dreapta butoanele și le vom descrie, da? Avem în stânga aici canal sus-jos, vom crește sau descrește numărul canalului, da? Ascendent, descendent. Mai jos avem butonul de transmisie. Odată ce vom apăsa acest buton, pe ecranul stației va apărea TX undeva sus în mijloc. În timpul neutilizării acestui buton de push-to-talk va apare semnalul de recepție, da? Aceste dungulițe mici care tot fluctuează. În continuare avem butonul Dual Watch pentru urmărirea două canale. Acest buton va schimba cu un alt canal. Sunt pe 22 și se va duce pe alt canal care l-am setat deja, deci e setat ulterior. Dar se va duce pe acel canal numai dacă este transmisie, se vorbește pe acel canal. Așa, mai jos mai avem butonul de scanare. La fel, scanarea se face doar pe canalele în care se emite. Exact în momentul scanării trebuie să se emite ca să găsească acel canal. În jos avem butonul dimmer, special pentru iluminarea pe timp de noapte. Se întâmplă de multe ori să fiți în mașină și să nu vedeți ce e pe ecran, dacă sunteți pe canalul care trebuie sau nu. Acest buton vă ajută foarte mult. În continuare, în dreapta avem butonul de urgență. Sunt canalele 9-19 de urgență folosite în străinătate pentru mai multe informații. Deci, puteți găsi informații în legătură cu accidente care se întâmplă pe traseu, limite de viteză, etc., etc. În dreapta avem butonul Last Channel Recall. Este ultimul canal selectat. În caz că din greșeală apăsați sau mutați din greșeală pe 27 și am fost ulterior pe 22, canalul care mă interesa, mă duce automat pe canalul 22. Aici, stânga-dreapta, avem Quick Up, Quick Down. Sunt butoanele cu care schimb din 10 în 10 numărul canalului. Mai departe, în dreapta, avem butonul High Low. În continuare, avem butonul High Low, care se află în dreapta. Vă voi arăta imediat cum funcționează. Dacă apăs o dată pe acest buton, îmi va arăta low în dreapta, adică emit cu 1W, adică putere scăzută. Dacă mai apăs o singură dată pe același buton, va dispărea acea iconiță din dreapta sus. Și asta înseamnă că noi emitem cu 4W, putere ridicată. Deci cea mai mare putere pe care o poate emite această stație. În continuare avem butonul de lock, blocare tastatură. Se întâmplă de multe ori în trafic să nimerim din greșeală tastele stației și să plecăm de pe canalul 22, canalul care ne interesează. De această dată funcția este foarte bine gândită, da, și bine poziționată. În continuare avem conectorul pentru antenă care vine aici.
nu o să-l folosim, deoarece folosim antena exterioară. Avem conectorul pentru microfon și căști. Puteți folosi toată gama de la Midland. MEA 31 este cea mai utilizată. Aveți MEA 26 cu microfon și cu difuzor incorporat. Aveți MEA 24. Sunt foarte multe, multe căști de la Midland care se potrivesc cu această stație. Butonul care ne interesează este butonul de schelci. În general îl ținem exact la limita nivelului de zgomot, undeva aici. Volumul setăm în funcție de cum ne simțim în ziua respectivă. Dacă suntem mai stresați sau mai relaxați. Și cam asta este tot. O stație excelentă, personal o utilizez și pe turism, foarte mulțumit de ea, foarte ușor de folosit și foarte mică ca dimensiune.